Interfața. Viewport-ul poate fi unul singur, așa cum vedem acum, sau poate fi împărțit în mai multe. Asta se face ușor în Rhino cu dublu click pe eticheta viewport-ului. Dublu click aici, sau dacă vreau să măresc altceva, dublu click pe eticheta respectivului viewport. Acum, partea de control al imaginii, vreau să măresc imaginea. Normal că încerc rotița mouse-ului, asta v-am povestit data trecută. Și pentru deplasarea imaginii, în Rhino lucrurile se comportă puțin diferit în funcție de tipul de viewport. Aici avem vederi paralele, top, front, right. Sunt vederi de sus, din față și din dreapta. Și aici deplasarea imaginii se face cu butonul drept al mouse-ului apăsat. În viewport-ul de perspectivă, butonul drept al mouse-ului lucrează ca orbit. Deci la fiecare din viewport-uri oferă comanda cea mai des folosită. Dacă cumva în perspectivă vreau să fac pan, țin shift apăsat cu butonul drept al mouse-ului. Și eventual, în afară de comenzile astea care sunt de știut în orice program vă apucați de grafică, ar mai fi această problemă care apare des, mi-am pierdut obiectele pe undeva prin scenă, nu mai știu pe unde. Toate programele de grafică acceptă comanda asta Zoom Extend, în cazul lui Rhino o găsim aici, sau o găsim cu click pe rotiță, Zoom Extend, care aduce tot desenul în zona vizibilă a ecranului și rezolvă, vă scoate din impas. Afișarea obiectelor, vedeți că acum o vedem gri sau în cadru de sârmă. Cadrul de sârmă transparent e wireframe pe limba lui. Așa cum o vedem aici e shade, avem și alte moduri de afișare, vedeți? Se pot schimba din săgeata alăturată etichetei viewport-ului. În modul shade s-ar putea să vă ajute să vedeți diferit fața pozitivă și fața negativă a suprafețelor. Asta e un concept des întâlnit, des folosit, important în modelarea virtuală. Suprafețele sunt orientate. Ele sunt tratate de program în mod diferit. Au o față pozitivă și una negativă. Cea pozitivă, sigur, e randată, cea negativă poate fi sau nu randată. Multe operații din astea legate de modificarea suprafeței se vor petrece în direcția axei pozitive, direcția pozitivă. De asta e bine să vizualizați, dacă programul vă permite, să vizualizați diferența asta între fețe. Lucrul ăsta în Rhino se face din Tools, Option. Deci la voi probabil că nu o să apară cu verde, de asta vă învăț. E o opțiune de program, deci la Rhino Option, undeva la View, Display Mode. Vedeți că la mine a fost modificat modul de afișare, modul Shade. În sensul că aici la Backface Settings i-am dat o culoare explicită. Dacă faceți și voi lucrul ăsta, Single Color for All Backface, îi dați o culoare și o să vedeți și voi diferența. Și alte moduri de afișare, ca să revin la chestii mai tehnice, sunt render. Asta e o afișare mai realistă, așa, cu umbre, au dispărut muchile. Și altele care sunt specifice acestui program, poate apar alte variante. Ghosted, îl vedeți, observăm prin semitransparență și muchile obiectului. X-ray, o radiografie, vedem umbrele, dar umbrele sunt transparente complet. Și alte moduri artistice, tehnice, care nu ne folosesc foarte mult. Sunt mai mult de, nu știu, să ne impresioneze.
Astea sunt modurile cele mai folosite. Modul de lucru, stau în modul shade sau când am nevoie să observ prin transparență, vă